Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, dragi români. Nu avem voie să ne uităm trecutul pentru că avem nevoie de el ca să ne construim viitorul. În această perioadă a anului comemorăm victimele din decembrie 1989, iar la 34 de ani de la acele momente cumplite ne amintim cu responsabilitate de tot ceea ce s-a întâmplat. Avem datoria de a onora amintirea celor care și-au dat viața pentru ca noi să ne aflăm în această clădire și să-i reprezentăm pe cetățenii români în deplină libertate și conform principiilor democrației. Pentru toată România, evenimentele din decembrie 1989 au adus libertate, demnitate și democrație, valori fundamentale pentru care merită să lupți indiferent de circunstanțe. Fiecare dintre noi astăzi, prin rolul pe care îl avem în societate, avem datoria să continuăm să credem în ele și să le apărăm. Trebuie să facem asta pentru viitorul acestei națiuni, pentru cei tineri care nu au avut ocazia să vadă și să simtă bucuria victoriei sau duritatea sacrificiului acelui moment. Nu avem voie să uităm niciodată decenele cumplite ale comunismului și trebuie să ne asigurăm că nu vom mai trece din nou prin asemenea suferințe. Astăzi, România a câștigat un prezent și un viitor european. Apartența noastră la Uniunea Europeană și NATO reprezintă mărturii ferme ale angajamentului comun de a ne desprinde de trecut și a privi cu încredere spre un viitor cu valori europene. Însă, nu suntem feriți complet de pericole. Creșterea alarmantă a extremistului în întreaga Europa, dar și la noi în țară, sunt semne clare că sunt multe de făcut. Tocmai de aceea trebuie să fim vigilenți și să aducem în centrul atenție opiniei publice și să sancționăm orice derapaj, indiferent din ce tabără ne-am situat. Investițiile în educație, sănătate, sport, economie, consolidarea statului de drept, independența justiției, promovarea și respectarea drepturilor fundamentale ale omului, apărarea integrității și suveranității statului, promovarea culturii și a tradițiilor naționale, fiecare în parte și toate la un loc, reprezintă stâlpii de bază a unui stat sănătos. Nu avem voie să ne lăsăm manipulați de discursuri politicianiste din partea unora care cred că pot evalua după criterii personale și subiective dragostea de țară. Avem datoria să continuăm să credem în viitorul acestei națiuni. Există soluții și avem resurse. Împreună putem face o Românie mai bună. Cristian Paul Ghim, deputat din circunscripția numărul 4, Bacău.